Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Acest superb model care îl vedeți în dumneavoastră este un fular, un model numit Spuma Mării, un model care se execută cu un punct iasmin simplu și cu un punct iasmin dublu. Am aici un fular care are nici mai mult, nici mai puțin decât 1,5 metri lungime. Un fular extraordinar de frumos care arată exact ca spuma mării. Așa cum v-am spus, se execută într-un punct iasmin simplu, care este acesta, și un punct iasmin dublu, care este acesta. Asocierea celor două puncte, simplu și dublu, creează această imagine deosebit de frumoasă a acestui model, ca o spumă a mării. Am aici și o variantă pe gri, lucrată pe acest fir superb, fir numit șal, alize șal, cu fir metalic. Și acum o să facem demonstrația, tot pe un astfel de fir, dar alb. Și o să vedeți cât de repede și cât de ușor se lucrează. Vedeți, e un fir ușor metalic, un fir subțire, elegant, foarte ușor de lucrat. Totdeauna vom începe la bază cu firul iasmin dublu, adică o dată, de două ori. Firul iasmin vi l-am prezentat, firul iasmin simplu, într-o lucrare anterioară. Prindem firul de margine, formăm bucla, continuăm o dată, de două ori. Prindem firul lateral. Tragem și formăm aceste puncte iasmin atât de frumoase, cu o buclă simplă și cu o buclă lateral care arată foarte bine, lucrat lejer. Pentru demonstrație o să fac numai vreo 6 astfel de puncte, dar pentru un fular aveți nevoie de 10-15 în funcție de cât de lat doriți să fie fularul dumneavoastră. Acesta de culoare banan care vi l-am prezentat este lucrat pe 15 astfel de puncte iasmin duble. Prindem firul de margine. Tragem. 2, 4, 5, hai să mai fac 1 să fie 6. Trecem prin cele două din partea de jos. Prindem firul lateral și am tras. Acum când urcăm lucrul, în etapa următoare, vom face pe margine tot un punct iasmin dublu. Deci ce este pe margine totdeauna va fi un punct iasmin dublu. Pentru că am trecut la al doilea rând, vom lucra un punct iasmin simplu pe care îl vom prinde aici. Deci ne trebuie un singur punct iasmin simplu. O dată tragem. Acesta este cel de înălțime. Deci îl vom prinde aici
Și continuăm tot rândul cu un punct Iasmin simplu. Aceste puncte Iasmin, pentru că au în general un centimetru sau un centimetru și jumătate, ajută la formarea lucrurilor foarte rapid. Acum formăm două puncte Iasmin, le vom prinde aici, le vom prinde aici. Și rândul următor, când lucrăm, prindem punctul Iasmin dublu între ele. Deci 1, 2, prindem aici, iară două puncte Iasmin, 1 și 2. Și prindem aici două puncte, le prindem din două în două și când venim, venim între ele. Suntem la ultimul punct, facem un punct Iasmin, simplu. Și pentru că suntem la margine, cum am spus, totdeauna marginile vor fi cu punct Iasmin dublu. Deci vom trage de două ori. O dată. De două ori. Prindem firul lateral, trecem prin el. Acum suntem la margine. Întoarcem lucru. Ne trebuie două puncte Iasmin care le vom prinde aici și aici. Și astfel modelul nostru se desface. Deci Iasmin dublu 1 și 2. Facem câte două petale de acest fel, Iasmin dublu. Și 2. Vom prinde aici, cum v-am spus. Și astfel modelul se desface, se deschide și se formează. 1 și 2. Deci vom face la fel. Două puncte Iasmin. Unu și doi. Prindem lateral. Acum vom prinde aici. Dacă strângeți prea mult, o să fie mai greu de intrat printre petale. De aceea vă propun să lăsați un pic mai lărguți. Și 2. Și a doua petală. 1 și 2. Am ajuns la margine. Prindem și urcăm sus. Deci, cei la margine va fi categoric. Un Iasmin dublu. Bun. Prindem, tragem. Am întors lucru. Iar acum, între acestea, vom face un Iasmin simplu. O singură dată tragem. Bun. Piciorușul. Și între ele. Și astfel petalele noastre Iasmin se desfac. Foarte frumos, modelul se formează repede și singur, este foarte aspectuos, arată superb în jurul gâtului, un astfel de fular spuma mării și deși modelul este aerisit, credeți-mă, este foarte călduros.
Cum bine știți, moleculele stau de aer, stau chiar mai bine între ochiuri mai mari. Și al doilea. Și cum ajungem la margine, formăm iară un iasmin dublu. Ei, uitați-vă cât de frumos s-a format. Cât de frumos, cât de simplu, cât de ușor. Iasmin dublu, simplu, dublu și simplu. Și rezultatul va fi un astfel de fular. Superb, superb, delicat, frumos și călduros. Iar la final, puteți să-i faceți pe margine o bordură frumoasă cu croșeta, cum vă place dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, să aveți o zi plăcută și spor la lucru!